odată cu celebrarea Paștelui Catolic și a celui Ortodox, Țara Sfântă a reluat primirea pelerinilor din lumea întreagă. Diverse grupuri au sosit tocmai pentru celebrările din Săptămâna Sfântă și au vizitat atât marile sanctuare, cum ar fi Sfântul Mormânt și Ghetsemani, cât și sanctuare mai mici, dar cu o istorie foarte bogată, cum ar fi Betania, care se află pe locul considerat a fi casa lui Lazar, a Martei și a Mariei. Suntem foarte bucuroși că au început să vină aceste grupuri, pentru că de 2 ani nu am mai avut grupuri. Aceasta este casa prieteniei, unde Iisus venea adesea să-și viziteze prietenii, Maria, Lazar și Marta. În Lunea Sfântă, Părintele Francesco Paton, custodele Țării Sfinte, a celebrat o sfântă liturghie în sanctuarul din Betania, locul unde s-a întâmplat ceea ce relatează Evanghelia zilei. Maria, sora lui Lazar, a uns picioarele lui Iisus cu nard, un parfum foarte prețios, o profeție a pătimirii și a morții lui Iisus pentru noi. Compiamo anche questo gesto che è molto bello e molto significativo. Și noi împlinim acest gest foarte frumos și semnificativ de a binecuvânta uleiul parfumat care va fi folosit în Vinerea Mare, în acea celebrare specială pe care o facem la mormânt, celebrarea înmormântării lui Iisus, dar și în alte ocazii, cum ar fi la Rosalii în Cenacul, pentru a unge mâinile celor care participă la celebrare. Sempre ungere le mani di coloro che partecipano alla celebrazione. L'olio profumato. Uleiul parfumat simbolizează marea bogăție a cuvântului lui Dumnezeu. Poate că cea mai frumoasă imagine este cea pe care ne oferă Sfântul Paul. Noi, creștinii, suntem chemați să răspândim în lume mireasma carității, adică a iubirii gratuite a lui Hristos. Carita, cioè dell'amore gratuito di Cristo. În această zi se simte bucuria celor care participă la pelerinajul din Săptămâna Sfântă. De data aceasta suntem aici pentru că am vrut să o trăim cu adevărat și am trăit-o foarte intens. A fost o mare bucurie. Sunt emoționat pentru că ne era dor de țara aceasta. Este foarte frumos să vii aici. E molto bello venire qua. Há dois anos que nós deixámos de cá vir por causa da pandemia. Nu am mai venit de 2 ani din cauza pandemiei, dar slavă Domnului, începem să revenim cu grupuri și sperăm să continuăm. Experiența de a veni aici și primirea pe care o oferă localnicii este fundamentală pentru ca biserica să poată continua să supraviețuiască aici, în această unire între creștinii din întreaga lume, în cazul acesta între Portugalia și Țara Sfântă. În acest caz, între Portugal și Terra Santa. Eu vivi aqui na Terra Santa já por diferentes períodos, um primeiro período quase 6 anos. Am trăit aici în Țara Sfântă în mai multe perioade, mai întâi ca student, timp de aproape 16 ani. Apoi am revenit de mai multe ori. Experiența de a veni în Țara Sfântă este mereu o mângâiere pentru mine. Simt nostalgia acestor locuri care de fiecare dată spun ceva dincolo de ceea ce experimentăm zilnic. Algo que vai para além da própria sensibilidade que experimentamos no dia a dia. Celebrările de la locurile sfinte, cum ar fi procesiunea de flori de la Betfaghe la Ierusalim, sunt vii în memoria tuturor. Nu venisem niciodată în această perioadă a anului și a fost o surpriză pentru mine. E o bucurie imensă și molipsitoare să iei parte la procesiune. Este un adevărat privilegiu să fiu aici. Eu stăm să retomar neste momento. Slavă Domnului, reîncep pelerinajele. Mi-am dorit foarte mult să mă întorc în Țara Sfântă și sunt sigură că vom aduce multă bucurie pentru a-i încuraja pe oameni să revină ca să pășească prin țara lui Isus, pentru a merge pe urmele lui Isus. A depășit așteptările. Ce bucurie să vedem procesiunea de flori așa cum trebuia să fie în trecut. Sunt pentru prima dată și cred că aceasta purifică sufletul. Schimbă mult gândirea și sentimentele noastre creștine, modul în care îl vedem pe Isus.